Bine ați venit, doamnelor și domnilor, eu sunt de la jurul nostru preferat și astăzi facem încă un episod din întrebarea mesei rotunde împreună cu Andreea Marinescu. Salut! Ce faci? Eu bine, tu? Pari speriată un pic. Oarecum, foarte puțin, dar știi dacă te gândești că în război oamenii ar fi mâncat orice? Te-am rost asta aici, să jucăm un joc. Întrebarea mesei rotunde este un test de curaj, de fapt. Avem niște cartonașe. Poți să le iei tu pe ale tale. Așa, le iau acum, da? Da. Pe cartonașele alea ai niște întrebări. Da. Plus o provocare. Provocarea este cu roșu. Așa. Întrebările-ți cu albastru. Ideea e simplă. Eu am să spun prima întrebare. Da. După aia tu și tot așa. Așa. Iar pentru întrebarea respectivă, ți-aleg un fel de mâncare de pe masă. Dacă răspunzi, ai scăpat. Nu trebuie să mănânci, nu trebuie să nimic. Dacă nu răspunzi, în schimb, va trebui să te descărbești împreună cu mine. Și dacă, în schimb, vrei să scapi de o întrebare, așa, apeși pe clopoțelul ăsta și faci provocarea aia cu roșu de cartonașele tale. E o singură provocare, deci am voie o singură dată să scap. Da, dar nu la prima și nici la ultima întrebare. Iar ultima întrebare o să fie sub bolul ăsta. Sub bol se află cea mai grea întrebare, cea mai grea mâncare. Da, nimeni nu vrea să mănânce obicei. Problema este că dacă tu răspunzi la ea, pentru că întrebarea ta ție, dacă tu răspunzi la ea, va trebui eu să mănânc ce-i acolo. Ok. Ceea ce nu-mi face viața fericită niciodată, dar asta ai este. Ai mâncat până acum? Crede-mă. Crede-mă că nu știu ce n-am atins de pe masa asta. Au fost atât de multe combinații, mai ales între Halloween a fost groaznic, a fost cu sângere, nu știu ce, nu e. Dar să știi că Moldova sângerete, vai tu știi ce mâncam în copilărie. Chiar am avut și un moldovean. Și ce? Ca să fie sigur, oare sunt moldovean, să fie sigur că eu o să vomit aici. El a mâncat tot și era foarte ok. Eu mai bine mâncam perdeaua asta. Cam asta este. Vreți să începem? Da, începem. Hai să vedem pentru întrebarea asta ce mâncare îți dau. Hai că mergem ușor cu tine. Pentru început o să-ți dau saliva de alpaca. E tradițională la masa asta. Știu. Poți să o miroși să vezi ce compoziție interesantă are. Dacă vezi, acolo pe canapea avem alpaca și scuipă. Pentru saliva de alpaca avem următoarea întrebare. Hai să vedem. Care este, din punctul tău de vedere, cea mai slabă piesă de teatru în care ai jucat? E simplu. Stai. E simplu. Da, poți să mă aduceți o cafea? Așa. Cea mai slabă piesă de teatru s-a chemat Doamna Ministru. Da, okay. Era o piesă TV. Textul foarte bun. Okay. Un text sârbesc. Tradus, da, nu l-am jucat în sârbește, dar poate că eram în sârbește. Și l-am jucat, eram foarte, foarte tânără, cred că de-abia terminasem facultatea. Deci e o chestie de acum vreo 25 de ani. Așa. Și era atât de prost, încât o vreme mi-a fost rușine să mi-l pun în CV. Dar din ce punct de vedere a fost? Din toate punctele de vedere, în primul rând, regia era extrem de proastă. Nici noi, actorii, deși era o distribuție excepțională, nu eram bine, mai niciunul, așa, eu nu mă recunoșteam, adică cum reușisem performanță să pierd cu totul hățurile, așa, brumei de meserie pe care o știam atunci, deci Doamna Ministru. Ai scăpat de salivă de alpaca, nu? Am scăpat, să păstrez, o punem la rece? Să sperăm că nu. Medea? Ești pregătit? Zic și ce da, să iei, da? Cu întrebarea, alegem ce oare pe masă. Fii atent, uite că se uită peștele ăsta la mine de când am început. Smutii vagă, mamă veche. Uite, asta, un pește e deja jumate înoată. Da, săracul. Și ăla stă puțin la aer. Ai spus că se uită la mine, nu știu dacă se mai uită de fapt cu ceva. Cândva se uita. Hai să vedem pentru peștele ăsta. Așa. Cum miroase, că n-am miros. E singurul de aici care putere. Din punctul meu de vedere, e singurul care... Miroase fapt, pește, nu? Miroase a un fel de pește, unul foarte învechit, probabil, nu știu. Mi se aduce mereu la cunoștință ceva nou. Concentrează-te. Concentrez. Fii atent, dacă online-ul ar pica, ceea ce este foarte posibil, și ar trebui să realizezi show-urile tale, virgulă, pe scenă, așa, live, exact ca un spectacol de teatru, ai face-o? Aici poți să minți orice. Înainte să răspund,
Hai să vedem ce e de fapt smoothie-ul ăsta, mamă. Okay. Bănuiesc că e smoothie de pește. A scrie în spate... La salivă de alpaca spun eu că e salivă de alpaca. Nu mai sunt surprize. Dar aici, de fapt, se află... Smoothie de pește! Cum să nu? Bun. Dacă aș face show-urile... Hai să zicem show-ul ăsta. Live. Pe scenă. În primul rând că ar fi mai greu din punct de vedere al timingului, că dacă se întârzie, dacă se întâmplă habar n-am orice, da. Am cam sfeclit-o, ținem și invitat un plus, dar din punct de vedere al distracției mele personale, cred că mi-ar plăcea să o fac live, oameni, gen să am reacții. Păi asta e că eu aici punându-ți întrebarea și mă gândeam, păi acum poți să faci și live, doar că se schimbă doar locul, adică nu mai ești... Da. Nu mai suntem într-un platou, te duci pe o scenă, dar la fel fără public. E, mai multă experiență ca mine, efectiv am fost o dată, de două, probabil, pe scenă, efectiv. Deci nu știu ce m-ar mai putea aștepta. Tu ce crezi că ar putea să meargă prost la un show de genul ăsta live? Totul. Zim acum, dacă ar fost chestia asta live, cu mulți spectatori, așa. Ce putea să meargă prost? Păi, putea să vină, uite, să ai un invitat care să fie atât de mâncăcios încât să zic o clipă și să le mănânce pe toate. Bun. Așa, deci întrebarea. Așa, după ce se putea întâmpla să spice lumina, să scadă camera, să nu se mai poate face transmisie live, ce se poate? Se poate să ai un invitat recalcitrant sau beat. Bă, cred că se trezește de la salivă, adică nu știu ce să zic. Așa, deci sunt o grămadă de posibilități, să știi. Dar să știi că asta se poate întâmpla și la teatru. Sunt sigur că se poate întâmpla Dar și la teatru. Dar știi cum e? Că adrenalina atunci este atât de sus, încât... E o diferență, de fapt, în momentul în care e live ceva, față de un edit, da. că nu mai ai plasa de siguranță. Trebuie să fii bine din prima. Sau să nu fii bine, sau să te obișnuiești cu accidentul, deci asta e. Sau să ai un accident amuzant. Dai seama. Uite, îți dau exemplu. Am jucat în vară FAM loc cu Marius Manole la o grădină de vară, unde obligatoriu joci cu lavalieră. Și pentru că FAM loc e un spectacol foarte... În primul rând se petrece iarna de Crăciun, deci noi eram cu cușme pe noi, cu pulovere, cu bluze pe care le dezbrăcăm, le schimbăm rapid, totul e foarte rapid. Și aveam lavalierele acelea prinse pe față, cu cărămida aceea în spate, așa cum ne-am schimbat, cum ne-am învârtit, e cu multă fizicație, deci a picat lavaliera. A picat lavaliera și n-am vrut să oprim spectacolul. Și am încercat eu să, la mine, la Marius s-a putut redresa, la mine a picat de tot, deci nu mai spectatorii stăteau degeaba, nu puteau auzi nimic. Și Marius a zis, da, poate ne ajută controlorul, că avem niște probleme aici tehnice și controlorul, el trebuie să știe cum stă treaba în vagonul ăsta. Și a venit sunetistul, lumea a aplaudat, a aranjat domnul controlor, care era în civil, era în blugi și îmbrăcat de vară. E un control? Așa. Și noi în timpul ăsta jucam. I-am mulțumit controlorului, i-am întrebat dacă mai dăm ceva în plus. Foarte mișto, adică am jucat. Am jucat chestia asta, dar și multe, deci s-au mai întâmplat multe chestii. Mai am povești din astea. Poate descoperi mai multe povești din întrebările astea, cine știe. Dar asta-s funny și vreau să zic ceva, că publicul se bucură mai mult când vede chestii de genul ăsta decât dacă e un spectacol așa foarte strict sau dacă vezi o emisiune în care, se întâmplă accidente, să ne treacă acum, să ne treacă cineva, să treacă doamna Bulandra pe aici, știi? Să treacă fantoma doamnei Bulandra pe aici. Am avut o fantomă fix aici. Da? Da. Următoarea întrebare e așa, legată de trecut. Și pentru întrebarea asta, țin suspans. Nu înțeleg ceva ce... O amandină. Să se aducă amandina secretă, mă. Să fie. Înțeleg ceva ce știu sigur că nu ți-ar plăcea. Și anume, scoica asta de uscat. E foarte frumoasă. E și de uscat. Pari încântată când te uiți la ea. O să... E de ciocolată, de fapt. Da, dacă o tai, e așa marțipan, de fapt, pe deasupra și s-ar putea să dai de ciocolata albă, nu știu ce. Poate să fie un fel de... E ureche de porc, bănuiesc, dar descoperi tu imediat după ce spun întrebarea. Așa.
Întrebare care spune cam așa. Cât la sută din succesul tău se datorează filmului Maria Mirabela? Hai, să râzi deja. Păi de ce că nu spună la matematică? Dar e un ceva la sută. E un ceva la sută, la cât la sută? Cât din succesul meu? Da. Mai puțin de jumătate. Mai puțin de jumătate, mai puțin de 50%. Mai puțin de 50%, deci mănânc 50%. Nu, uite, o să spun de ce. Pentru că o să-ți dau niște contraexemple. Să mă convins să nu mănânc. Da. Tu nu erai născut nici când s-a făcut Maria Mirabela, că e treabă de acum 40 de ani, la când eram eu. Și mai mică s-a făcut un film Veronica. A existat un alt film celebru și un serial care se chema Pistruiatul. Cu un puș nu talentat, cu un puș hiper talentat. Cred că ar fi făcut pușul din Home Alone. Super talentat. Și n-a făcut nimic mai departe. Acum, sigur că e chestie și de conjunctură, dar ei au avut o trambulină colosală și băiatul din Pistruiatul și actrița din Veronica. Dacă tot să mă gândesc că mai fost. Și n-au făcut. Acum, că... Poate familiile n-au înțeles treaba asta sau cum să le îi ajute mai departe. Poate n-au găsit în ei resortul sau dorința. Dar eu știu că eram pe la liceu, eu am făcut liceu de muzică și m-am întâlnit cu maestru Victor Ebengiuc. Și mi-a zis, ce faci? Și eu, cum eram la liceu de muzică, mă gândeam și m-am și pregătit să dau la conservator. Și am spus, păi nu știu, că oscilez, eu sunt la liceu de muzică și poate dau la conservator. Da, mi-ar plăcea și la teatru și film, de fapt la film. Și mi-a zis, sunt foarte curios ce o să se întâmple cu tine. Știi, majoritatea copiilor celebri n-au rezistat. Și eu m-am enervat așa puțin pe moment, adică cum? Dar avea dreptate. Știi, avea dreptate. Și atunci, care a fost procentul? Păi puteam la fel de mult, puteam la fel de bine să nu fiu, să nu fac o carieră dar mai departe. Atunci, nu știu, să zic un 25%, ăsta este bagajul, cum să spun, ăsta este investiția, ăsta e creditul cu care... 25%. Da, hai să zic un 25%. Și după aia, cred că a fost meritul meu. Acum mă lau... Dar asta e, acum, știi... Trebuie să te lauzi când ai o ureche de porc în față, Nu, aia așa fal și modești, nu mă... Sunt curios. Care e ultimul spectacol de teatru la care ai mers? Care e ultimul spectacol de teatru la care am mers? Și dacă ți-a plăcut sau nu? Real, tot cu Marius. A fost All Inclusive-ul. Și cu mine! Așa. Stai puțin, că de fapt trebuia să punem mâncare înainte. Am zis să cerem mâncare. Nu-i nimica. La, nu te întoarce, nu. Vezi, e ca și cum ar fi live și îți las, pentru că miros îngrozitor de urât, îți trec ție ouăle astea, ouăle cu surprize, așa, și te ascult. Așa. Și după aia, da. Deci cu Marius, All Inclusive. Bine, nu știu că e inclusiv sau exclusiv. Probabil că e exclusiv, că nu ne văd decât pe Marius, așa. Merea? Da? Mai am o întrebare. Așa. Pentru întrebarea asta, ne-a rămas așa, ce n-am atins? N-am atins, cred că pasta aia, gemul, ce e, da. Gem de țară. Ce pare un fel de muștar. Așa. Îl pun în față. Da. Să par scârbită. Așa. Iar pentru mâncarea asta, pe care o mănânci deja, am următoarea întrebare. Care este cea mai neplăcută experiență din cariera ta? Stai? Da. Hai să verificăm ce e acolo mai întâi. Păi asta vreau să zic. Vrei să fac eu onorurile? Sau? Nu, stai că citesc eu. Deci gem de țară. Da. Pastă de mel. Dar să știi că francezii mănâncă. Pastă de mel. Da. Deci francezii mănâncă. Am mâncat și eu ceva. Deci o pastă de... Așa. Pastă de mel, că e excepțională, mă rog, îi zice altfel. Undeva în... Marsilia, la un super restaurant și vreau să zic că până mă gândesc o să gust. O să guști? Da. Poți? Vezi? Poți? Sigur că poți, dar n-am mai întâlnit mâncare pe masa asta să-mi zică cineva am mai gustat din astea, parcă Irina la un moment dat. N-a mers destul Melcu. Nu s-a spălat pe picioare Melcu. De-aia e galbenă.
putea și mai rău. Nu știu ce să zic, la masa asta e da, cea e... mai rea dintre cele niște... mai rea. Nisip. Ai apă lângă tine. Da, puțin. Așa, dar mi se părea că e păcat să-mi încerc ceva. Pare că vrei să-ți amintești de zona aia în Paris când ai mâncat treaba asta și în timpul da, nu seamănă, nu seamănă cu ce am mâncat. Nu, deloc? Da, vezi, ne avem bucătari speciali. Au da, ales melcul cel mai melc. Da, cel mai melc și cred că i-au dat prin mașină, i-au dat și cochilia. Eu nu neg, eu am avut cochilie de ou în wasabiul meu. Dar acum, când am luat o lingură. Dar acum că... Așa. Deci cea mai neplăcută experiență? Cea mai neplăcută experiență. Ai mâncat în avans, dacă vrei nu mai răspuns. Neplăcută, da. Nu, dar nu că și vreau să răspund. Așa să zic că eram spectatoare, știi, și te gândești când devii tu spectator la propria piesă, vezi cumva altfel lucrurile. Da. Și pentru că aveam dublură la spectacolul respectiv, adică eram dublă distribuție, m-am dus în ziua în care nu joc eu să văd spectacolul respectiv care era îngrozitor de lung. Adică dura vreo 4 ore. Adică să vezi pe tine jucat de altcineva, practic. Da. Și dura mult, dar eu de pe scenă, atunci când jucam, nu-mi dădeam seama. Și stând undeva mai sus la sala mare, mă uitam, mă lua și pe mine somn așa un pic și la un moment dat unul din personaje se uita spre... m-ar veni spre natură, spre braz, da. Și zicea adio frumos ecou, adio frumoși copaci, n-o să ne mai vedem niciodată. Și un spectator de lângă mine a strigat, cu siguranță! Deci am râs, dar uite, asta a fost așa, că eu jucam în spectacolul ăla. Acum ar trebui să-ți dau, uite, dacă vrei și tu puțin mel, că eu am încercat. După reacția ta, eu n-am fost în Franța, n-am mâncat mel de obicei, probabil o să zic că e primul pe care l-am mâncat și e și bun. Dacă nu erai realizator, prezentator de emisiuni, ce altceva ai fi putut fi? Hai că e simplu. Ce altceva aș putut fi? Pe stradă. Șomer. Șomer. Da. Când eram mic, acum mai au ce făceam când eram mic, nu știu. Când eram mic jucam tenis, de exemplu. L-am jucat de performanță, doar că nu l-am dus până la capăt. Probabil m-aș făcut tenismen, nu știu cât ar fi durat, dar sau dacă aș avut vreo premiu. Da, puteți să ajung monitor de tenis. Da, dar la un moment dat, adică eu am și... Și acum, pentru că ești contemporan cu Halep și cu Tecău, ai fi avut elevi? Pentru că, uite, s-a creat îmi trendul. Plăcea să aveam, la un moment dat, făceam tenis cu un domn destul de în vârstă, avea 80 de ani când făceam eu și eram mic atunci. Și încă se ținea, adică, de la lega cu mine, juca cu mine, făcea absolut toate lucrurile. Și, în schimb, când mergea, de exemplu, să, nu știu, să rezolve ceva cu fileu sau orice, m-a lăsat pe mine cu copiii să strângem mingile și să le mai arăt ceva, până că eram cel mai vechi deci dintre ei. Deci puteai să fii probabil. Băiat de mingi. Probabil. Băiat de mingi care să învețe pe alții cum să strângă mingile mai bine. Iată o meserie. O meserie care în timpul ăsta s-ar putea să nu fie, nu fi fost pe aia profitabilă. Să știi că cineva trebuie să adune și mingile. Nu doar să le dea la fileu. Da, profesorul meu, în schimb, avea o regulă. Cine o dă, la o ia. Adică... Da, dar Federer o dă, dar nu și ea. Federer e alt nivel. Deci... Pe lângă tenismenul în sine, presupun că n-aș fi avut succes, felul din prima. Nu știu ce să zic. Tata e fotograf. Foarte frumos. Acum nu mai e. E la pensie, dar a fost fotograf. Cred că mi-aș plăcut să fac fotografie, dar nu știu ce fel. De exemplu, când eram în clasa 8-a, efectiv, tot ce făceam, gen ca job, ca să mai fac un ban, era să iau fotografii pe care mi-a dat taică-mă și le editam. Majoritatea erau poze de, nu neapărat nuntă, ci partea aia din cimitir, poza pe care o vezi tu pe la cimitir. Am înțeles. Și era foarte interesant, pentru că atunci când mergeam în cimitir, de exemplu la Mamae, treceam și îmi veneam operele de artă. Și era... Băi, aveai propria ta expoziție, ca să zic. Era așa, un fel gratuită. De expoziție. Am înțeles. Și aș putea să fac chestia aia ca job, serios, nu știu. Am scăpat de pasta asta de... Am terminat cu întrebările. Așa. Mai ai asta de sub bol, dar înainte să ajungem la asta de sub bol,
Întreb invitații mereu dacă vor să facă provocarea pe care o au între cartonașe. Înainte să ajungem la asta, apeși pe clopoțel și facem provocare. Hai să facem provocarea. Bun. Citește ce pe cartonașul roșu. Ce? Asta n-am citit. Acum vei afla care e provocarea. Dar ai acceptat, nu mai poți să dai înapoi. Provocare pentru Medea, caracterizarea personajului. Asta pentru tine? Nu, pentru tine. Adică dar... să mă caracterizez eu? Nu, îți caracterizez ce e în bolul ăla. O să vezi imediat. Avem un bol din care extragem noi personaje, persoane sau șufici. Vedem imediat. Bun, avem trei, cred că trei, bilețele. Tragi unul random, vezi să fie un. Așa? Nu? Da. Florin Piersic. Cum l-ai caracteriza? Piersic. Niagara Falls. Cascada Niagara. Așa l-ai categorisit pe el? Da. Păi și... da. Adică ați fost vreodată... Eu am fost la Niagara. Nu. Și a zis, ai fost la Niagara, dar la urlătoarea te-ai dus? E impresionantă pentru că este imensă. Îți dai seama că n-ai cum să-i reziști într-o confruntare directă. Deși, da, așa cu totul, impresionantă, e spectaculoasă, e frumoasă, e periculoasă, e foarte periculoasă. Ne vede, e periculoasă. Și e un reper, e un reper în lume, e un reper. E și la noi Florin Piersic este, e un reper. Ești curios cu ce e periculos. Cu ce e periculos? Un șarm periculos, ce poți să ai un periculos? Păi, știi cum e periculos? Pentru că, să știi că mulți oameni cad în capcana, în capcana asta în care, cum să spun, el e foarte jovial și apropiat de toată lumea și dacă încalci un anumit, o anumită limită, un anumit teritoriu, o să-l faci extrem de nefericit. Știi că l-ai și el pe coadă înapoi? Da. Da? Da. Ai pățit? Eu nu. Pare că o spui așa că ai pățit, adică... nu, dar am observat în diverse... Am observat. Am deci, așa în actorii de pe scenă, am înțeles ce fac în timpul lui. Nu. Dar uite că, uite, vezi, că am zis, poate nu e cel mai corect, că uite, la Niagara am zis că e greu să-i rezist și că e periculos, dar totuși eu joc de 10 ani și văd că încă rezist. Păi. Deci, asta cumva e un plus și pentru mine, știi? Chiar cumva e. Cumva caracterizându-l pe el, de fapt m-am lăudat pe mine. Mai sunt doi, poate mai ai niște ocazii. Așa. Cine știe? Hai să vedem. Cine e acolo? Radu Beligan. Radu Beligan. Radu Beligan avea foarte multă rasă. Un tip rasat, un tip extrem de cultivat și un tip, dar mie asta îmi plăcea. Și uite, o să zic o anecdotă, știi că de fapt e de divertisment, nu e emisiune de teatrologie. Era o adunare cu mai mulți actori, mai tineri, mai vârstnici, cel mai vârstnic era, oricum, Radu Beligan. Și dădeam mâna cu fiecare, cum vorbea el ușor nazal și cu o privire ușor lăsată și nu știe exact unde privește sau dacă e foarte atent la tine și de fapt era foarte atent și observa totul. Și la un moment dat a ajuns la un actor și a spus, bună! Ce faci, măi, actorașule, când îți zic asta, te desmierd, dar te și calific. Insinuant. Și acum spune că erai tu actorul. Nu eram și nu e frumos să dau numele. Nu, era un bărbat. Insinuant. Foarte deep, cumva, într-un... Păi foarte deep, scurt. Păi foarte deep. Asta era Radu Beligan. Nu l-am întâlnit, dar... mi-a făcut plăcere. Așa. Maya Morgenstern. Maya Morgenstern este o... cum să zic? Adică, tot așa îmi vine ca și la Florin Pieri să găsesc un element, să găsesc un nume, să găsesc o emblemă pentru că merită. Este... aia de Cascada Niagara, Muntele Everest. E o vijelie. E furtunoasă. E
și aia e un tumult de toate. De toate, fără stâmpăr. Deci o actriță fără stâmpăr. Da, e ca o vijelie, mai ales pe scenă, e ca o vijelie, dar știi cum e? E poate să fie și ca ploaia cu grindină și poate să fie și ca ploaia aia de vară, așa caldă, care te spală și te curăță de toate, pentru că știe să fie și foarte caldă. Bun, astea au fost personajele și caracterizările. Și acum tu trebuie să mănânci, nu? Nu trebuie să mănânc. În schimb, o să mănânc. Așa. Dacă tu răspunzi la ce întrebare se află sub bolul ăsta. Bun, mai avem întrebare de sub bol, la trei împreună. Ridicăm. 1, 2, 3. Creier de vițel. S-a dus orice zâmbet. Da. Posibil. Mă apucă oare și tristețe, știi? Credem că și pe mine, pentru că... Acum vreau să vă zic ceva. Și pentru că te uiți așa, dar sunt filme, desene animate. Eu după ce am văzut în căutarea lui Nemo, trebuie să fi văzut desenul animat. Da. Nu m-am mai putut apropia un an de zile de niciun fel de pește, să mănânc niciun fel de pește. Continuare, n-am putut. Înainte de Nemo. Știi și creierul de vițel. Creierul de vițel. Pentru creierul ăsta de vițel, cred că mai avut de două ori sau o dată creierul de vițel sub bolul ăsta și de fiecare dată că am ajuns să-l mănânc eu. Sunt ce întrebare avem în plic. Teoretic e cea mai grea întrebare. Ok. De până acum. Da. Parcă ai răspunde la ea, dar în același timp poate că nu. Care este cel mai slab actor dintre, și am o listă aici, ce se ordonez de la cel mai bun la cel mai slab, sau invers, cum dorești. Marius Manole, am zis de el, Elia Bugnar și Florin Piersic Junior. Te pun și pe tine pe listă, dacă vrei. O să pun, da. O să-l pun, o să fac așa în ordinea prietenilor. Știi că prietenii te iartă. Așa că Marius, Lia, pe voi vă sacrifică, sunteți prieteni foarte apropiați și nu cred că vreți să mă vedeți mâncând chestia asta. Așa că o să zic în ordine crescătoare, Marius Manole, Lia Bugnar, Florin Piersic Junior. Deci, și Florin mi-e drag. Marius așa. E pe ultimul loc. Marius e cel mai prost pentru că nu cred că vrea să mă vadă mâncând așa ceva. Am vrut doar să definez că Marius e cel mai prost, ok. Da, mulțumesc Marius. Hai să vedem. Mai am niște wasabi pe furculiță de la așa, deci o să fie creier cu wasabi, ca să știți de pe acum. Marius, m-ai salvat. Lia, m-ai salvat. Marius, m-ai omorât. Florinel, te-am salvat. Da, pe Florinel l-ai salvat. Mereu am această curiozitate de unde se începe să mănânci dintr-un creier. Din burger știu, de oriunde, dar de aici... Aia mai movi mai ok sau... S-ar putea să fie piper. Crezi tu că mi-a făcut așa? Nu crezi. E piper? Poate sânge, dacă e, nu știu ce să zic. Poate sunt și eu mai deștept după asta, ce știi. Măcar acum, ori niciodată. Am luat puțin, ok? N-am... Pare că vom istoria că mănânc eu. Da, dar nu-mi place să văd. 1, 2, 3. Că de fapt cum sunt gătite, pentru că ele se mănâncă așa monormal și... Da, nu știu dacă... Asta a fost și ultima întrebare. Asta au fost mâncărurile, cum s-au părut? Măi, acum știi că mă uitam, posibile, eu cred, adică bănuiesc că se mănâncă urechi de porc, nu? Se mănâncă, orice se mănâncă. Adică din toate astea cumva gătite altfel, da. S-ar putea mânca... Mulțumesc de ea, ai venit și am supraviețuit. Ai avut curaj să guști din pasta asta de melc. Când este spectacolul tău, mai exact? Spectacolul meu și al lui Marius Manole. Și al lui Marius Manole, n-am să mai zic numele, că te-a salvat. În regia lui Radu Beligan.
Se cheamă Fă-mi loc. Spectacolul se cheamă Fă-mi loc. E un spectacol care se petrece chiar înainte de Crăciun și de aceea am ales să jucăm pe 23 decembrie seara. Live, nu înregistrat. Am vorbit cu Marius, zic, mai totuși înainte de Crăciun. Nu, live să ne vadă oamenii cu emoții, să ne vadă oamenii așa cum suntem la cabină cu 5 minute înainte de a intra în scenă. Camerele după voi. Da, camerele ne vor urmări, vor veni cu noi. Vor veni peste noi. Spectacolul va putea fi urmărit pe paginile noastre de Facebook. Veți vedea linkurile pe pagina lui Marius și pe pagina mea de Facebook. Spectacolul e pe 23 decembrie la ora 20. O să fim într-un fel împreună. Într-un fel o să fim împreună, așa cum se poate în vremurile astea ciudate. Eu o să vin. O să mă uit atent. O să-ți facem cu mâna, cu ochiul. Cu ochiul. O să-ți fac și eu cu creierul și cu ce am mai îngustat pe zi. Iau pește să-ți facă și el cu ochiul. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc Holy Fashion pentru vestimentație și vreau să vă mulțumesc vouă, pentru că v-ați uitat două sezoane la întrebarea mea serotune și ați vomitat practic împreună cu mine și cu invitatul. Sărbători fericite. Crăciun fericit și un an nou care să vină cu mai multă speranță și încredere.